Un accident rutier produs marți pe DN2, pe raza localității Tămășeni, a blocat circulația pentru aproximativ o oră. O persoană a fost rănită în urma impactului dintre un autoturism și o auto utilitară. Un accident de circulație în urma căruia o persoană a fost rănită a avut loc marți la intersecția drumului național 2 cu drumul județean 201C, care duce spre comuna Tămășeni. În accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 13 și a blocat circulația pentru aproximativ o oră. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Neamț, primele cercetări arată că accidentul s-a produs din vina șoferului autoutilitarei, care nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar pe direcția Roman-Iași de o persoană din Galați. Da, din primele cercetări are și faptul că în timp ce un bărbat de 38 de ani din Sălaj conducea un autoturism și a ieșit de pe o arteră secundară în DN2, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism care circula despre Roman spre Iași. În urma impactului a rezultat rănirea unei pasagere din autoturismul condus de bărbatul de 41 de ani al autoturismului care circula din Roman spre Iași, iar cercetările sunt derulate în aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ambii conducători auto au fost testate alcoscopic, rezultatele fiind negative. Zona în care s-a produs accidentul este considerată foarte periculoasă, aici având loc mai multe evenimente rutiere soldate cu morți și răniți. Din acest motiv, cetățenii din comuna Tămășeni au solicitat în repetate rânduri autorităților găsirea unei soluții, astfel încât numărul accidentelor de circulație să fie redus, dacă nu chiar eliminat. Deși s-a promis rezolvarea situației prin construcția unei noi benzi de circulație cu rol de reducere a vitezei, până în acest moment nu s-a făcut absolut nimic.